Isma a 18 -a. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când gream lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în viac. Veselitum am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale Ierusalime. Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porți sunt strâns unite, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne pe noi, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vii ne ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul, care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă tatălui și fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 Slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia. Slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clătina în veac, cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt în lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților ca să nu-și întindă drepții într-o frădelegi mâinile lor Fă bine Doamne celor buni și celor drepți cu inima iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri: Mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi domnul cetatea, în zadar ar privegea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da domnul somn, iubiți ai săi. Iată! Fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa sa de copii. Nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i poartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va bine cuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale, și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întins au nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-au scat. Din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii, și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru! Slavă Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am stigat către tine, Doamne. Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne. Așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău, Ne a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Din potrivă, mi-am smerit. Și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum și până în veac. aduți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tântelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în țarina lui Iar intra vom în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, întru odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu vioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău juratul sa domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pânteciului tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte. Pe săracii lui îi voi sătura cu pâine. Pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire. Și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David gătit am făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună. Aceasta este camirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poluncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată! Acum, binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecilor amin. Aleluia, 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 Slavă-ție Dumnezeule, Aliluia, Aliluia, Aleluia, slavă-ție Dumnezeule, Aleluia, 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 Slavă-ție Dumnezeul nostru, slavă-ți Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.